Bună seara, stimați telespectatori, sunt Ileana Popescu și mă bucur să vă revăd la o nouă ediție a emisiunii Vorbe care stau pe limbă. În seara aceasta vom vorbi despre diverse forme de nebunie a limbii. Știu că am mai făcut-o cândva, acum câteva emisiuni, dar de data aceasta vom discuta despre o expresie care circulă în limbajul uzual și care tinde să devină atât de familiară încât nici măcar nu o mai observăm. A fi cu capul. Această formulă face parte dintr-o serie foarte numeroasă, de fapt, de expresii care desemnează persoane aflate în sfera anormalului, a nebuniei, de tipul a fi dus cu sorcova, a fi într-o ureche, a lipsi o doagă sau a avea păsărele. Față de toate celelalte, această expresie, a fi cu capul, este neobișnuită prin faptul că substantivul pe care îl conține, capul, nu are articolul de final. Expresia provine, este foarte probabil, dintr-o alta din care s-au eliminat anumite cuvinte de tipul e bolnav cu capul sau e dus cu capul. Reducerea e un joc cu efect surprinzător. Este vorba despre o menajare a interlocutorului. Să spunem, o glumiță care este preferabilă insultei directe. De altfel, expresiile și locuțiunile care conțin cuvântul cap sunt, se știe, foarte numeroase. Și ele au la bază plasarea metaforică a substantivului cap. A fi cu capul pe umeri, a fi cu capul în nori, a fi cu capul în traistă sau a fi cu capul în sac. În limbă există însă și o expresie cu sens, să spunem, pozitiv. E o construcție veche și foarte răspândită, a fi cu cap, cu sensul de a fi inteligent sau înțelept. Pentru un observator din afară, diferența dintre cele două expresii, a fi cu cap și a fi cu capul, ar părea minoră și nesemnificativă. A fi cu capul însă este o construcție specifică oralității. De aceea, substantivul apare în forma sa caracteristică rostirii. Consemnările în scris sunt foarte numeroase în mediul virtual. Vă citesc câteva. Lumea e cu capul dacă crede în așa ceva. Nu vedeți că omul e cu capul? E adevărat? Eu i-am zis că e cu capul și că nu e adevărat. Această expresie are evident o funcție depreciativă, ceea ce face ca exprimarea să apară foarte rar cu verbul la persoana întâi, cu referire, adică la vorbitorul însuși. Există totuși și aceste atestări cu caracter autoironic. Clar sunt cu capul, dar de ce nu m-a tras nimeni de mânecă? În schimb, expresia este foarte frecventă la persoana a doua singular. Bă, tu ești cu capul, unde te crezi? Bă, nene, ești cu capul? Oameni buni, sunteți cu capul? Cum se întâmplă în genere în astfel de situații, expresia acumulează mai multe sensuri. Ea evocă nu doar nebunia, ci și prostia unei persoane. În mod ciudat, expresia lipsește din dicționarele noastre generale, pentru că este destul de nouă și pentru că probabil nu a atras încă suficient de mult atenția. N-a fost băgată în seamă nici măcar de către autorii dicționarelor noastre de argou. Ea este totuși întâlnită foarte frecvent în uz și generează o surpriză umoristică. Stați liniștiți, noi suntem cât se poate de normal, ne vom revedea și la emisiunea viitoare. Vă mulțumesc!